Slăviți să fie Domnul! Amin. Nu știam ce să predic. Și apoi fratele Viorel mi-a inspirat că aveam degetele băgate în Biblie, ba pe aici, ba pe acolo, și am spus, gata, de aici. Și vreau să citim împreună, dacă vreți vă ridicați în picioare, un pasaj din Luca 18, începând cu versetul 9. Am mai spus și pilda aceasta pentru unii care se încredeau în ei înșiși că sunt neprihăniți și disprețuiau pe ceilalți. Doi oameni s-au suit la templu să se roage, unul era fariseu și altul vameș. Fariseul sta în picioare și a început să se roage în sine, astfel: Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, răpăreți, nedrept, prea curvar sau chiar ca vameșul acesta. Eu postez de două ori pe săptămână, dau zecioială din toate veniturile mele. Vameșul stând deoparte și nu îndrăznea nici ochii să-și ridice spre cer, ci se bătea în piept și zicea, Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a coborât acasă, socotit neprihănit decât celălalt, căci oricine se înalță va fi smerit și oricine se smerește va fi înălțat. Amin. Vă rugăm să reocupați locurile. Am o întrebare. Este din dumneavoastră careva care a fost sau s-a simțit el disprețuit? Este careva care, domnule, eu mă simt disprețuit sau clar am fost disprețuit de cineva, este? Și mai am o întrebare. Este cineva din voi care o disprețuie pe altul? Ăsta e un păcat mic, da? Noi îl tratăm cu ușurință, n-am văzut proces verbal întocmit, că tu l-ai disprețuit pe el, te dau afară. Dar e sancționat de Dumnezeu și e trecut în rândul păcatelor. Proverbii 14:21. Cine disprețuiește pe aproapele său, săvârșește un păcat. Eu am stat de multe ori și m-am gândit, Doamne, de ce să mă încarc eu cu păcatul ăsta? De ce câteodată să disprețuiesc eu pe cineva că e tot păcat până la urmă? Și scria în cântarea cântărilor, prindeți vulpele alea mici care strică viile în floare, că viile sunt în floare. Și m-am dus un pic la genesa păcatului acestuia, de unde apare păcatul ăsta. Și vine Biblia și spune, pentru cei care se încredeau în ei înșiși. Este o încredere nejustificată în neprihănirea ta. Te crezi grozav, te crezi bun, te crezi mai bun decât celălalt. Și de aici pleacă păcatul acesta al disprețului. Pentru cei care se încredeau în ei înșiși. În al doilea rând, păcatul ăsta intervine când folosești comparații nepotrivite. Deci eu mă uit în adunare și nu știu dacă sunt mai răi ca mine, dar mă gândesc că sunt vreo doi, nu mulți, dar vreo doi sunt. Și eu cu aceea mă compar. Ăla a făcut mai mult ca mine. Dar de ce nu ne-am comparat cu Scriptura, cu Domnul, cu Sfinții, cu frații Sfinți? Omul ăsta a păcătuit prin faptul că l-a văzut acolo pe bietul vameș, care își plângea păcatul, bătea pumnul în piept și, Doamne, ai milă de mine. Și a spus, op, eu sunt mai bun decât ăla. Vi s-a întâmplat vreodată să vă comparați cu altul care e mai păcătos, o soră cu una care parcă e mai păcătoasă, un frate cu unul care parcă e mai rău. Și atunci apare disprețul în tine. În Filipeni 2:3 spune, nu faceți nimic din slavă de șartă, din duc de ceartă, ci în smerenie, fiecare să privească pe aproapele său mai presus. De aici în kilometru zero, în practicarea smerenie. Când eu îl văd pe cel de lângă mine, un pic mai bun ca mine. El a predicat mai bine, el a cântat mai bine, el e mai neprihănit, el e mai plin de Duhul Sfânt, dar când eu mă văd cel mai bun, cum să nu vă disprețuiesc pe voi ceilalți?
Aici am spus eu că e genesa acestui păcat. Am mare încredere în mine, mă văd grozav. Eu am așezat viața unui credincios între două versete. Iubirea de sine și lepădarea de sine. Între astea două repere noi trăim viața de pocăință. Suntem mai aproape de lepădare de sine sau suntem mai aproape de borna cealaltă, iubirea de sine? Dumnezeu să ne dea pocăință. Și am spus eu tot la genesa acestui păcat o evaluare greșită. El a început să spună, eu fac, spui tu că faci. În Iacov 1:26, versetul spune, dacă crede cineva că e religios, dar nu-și înfrânează limba și înșală inima, religiunea unui astfel de om e zadarnică. Sunt aici oameni care se cred religioși? Eu întreb, cum e cu limba? Cu înfrânarea limbii. Atâta ești de religios și de neprihănit, cât poți înfrâna limba. Dar unii se cred că noi suntem religioși, nu ne putem înfrâna. Asta e zadarnic. O biserică a avut o ședință de comitet, a scris procesul verbal, scrie mai concluziile. Apocalipsa 3:17. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Asta a fost părerea lor. Versetul 18. Și nu știi că ești nenorocit, ticălos, sărac, orb și gol. Ce diferență într-o evaluare firească și o evaluare care o face Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne dea simțiri cumpătate și atunci când ne verificăm, când ne cercetăm, să ținem cont de lucrurile astea, fără o mare încredere în noi înșine, că am fi grozav, fără să ne comparăm cu alții mai răi, mai nepocăiți ca noi, și fără să facem o evaluare din asta supraestimativă, suntem buni. Domnul să ne dea pricepere. Când vorbeam acum de destinatarul, destinația disprețului, eu am început să văd dacă este la nivel de familie dispreț. Că scrie în Proverbe 15:5 și 15:20. De aceia care disprețuiesc odată pe mama, odată pe tata. Și nu știu ce e în familie dumneavoastră. Eu am copii pocăiți. Numai ultimul care în clasa 9 nu-i botezat cu Duhul Sfânt. Dar toți cântă în cor, băieță, predică, unul din ei are lucrări. Mă, și câteodată așa am câte o partidă cu dânsă. Nu ne putem înțelege. Tata, nu-i cum știi tu. Așa era pe timpul tău, cu maculatorul și cu creionul. Am doi care au terminat facultatea, unul îi în facultate, doi în liceu. Dom'le, foarte bun la carte. Tata, nu mai spune la nimeni că te faci de rușine. Eu văd, dom'le, că disprețui maică, nevastă spune, nu mai poți să vorbești înaintea lor, dom'le. Ei știu tot. Ei cu internetul, ei și prăjituri, ei și cum se spală, bine că nu le iese, asta e altceva. Dar nu te lasă să vorbești, tata, stai liniștit. Asta când erai matale, Măi, băieți, încerc să-i spun ceva din experiența celor 60 ceva de ani. Nu-i mai așa. Nu s-a întâmplat și la voi în familie câteodată? Mai întâmplă. Măi, dar disprețul ăsta e păcat. Eu mă adresez acei tineri, o să țineți minte predica mea? Măi, nu vă purtați cu dispreț cu mama și cu tata. Ascultați-i, încercați să-i înțelegeți, să colaborați. Dar dispreț între bărbat și nevastă. Oare este o nevastă care o disprețuit în inimă bărbatul vreodată? Că disprețul ăsta se manifestă diferit. În Ezechiel 36:5 spune că ai disprețuit și te-ai bucurat în sufletul tău. De aici poate pleca. La noi avem cor mare. Voi ați cântat foarte frumos. Dirijor, Domnul să te binecuvinteze. Eu... În privința muzicii mă numesc Afon, dar tot știu când e fals și când e bun. Voi ați cântat foarte frumos, noi avem cor foarte mare, și orchestră, și cor bărbătesc, de zeci de bărbați, bucovineni.
Într-o zi, avem două surori, cântă foarte bine. O ieșit amândouă să cânte o cântare. Eu m-am bucurat, Doamne, dă-le putere, Doamne. O început cântarea și o greșit-o. Și o tușit ele și o revenit, melodie, iar o început, iar o greșit-o. O pus microfonul, o plecat afară, m-a uitat la cor. Câteva s-au bucurat. Eu am fost supărat, știi? La un moment dat m-am dus după ele. Ele plângeau într-o cameră acolo. A spus, măi, stai liniștit, dar eu de câte ori n-am greșit în predică, mulțime. A spus, măi, voi sunteți solisti de la cor, nu, frate Dragoș, că nu știu ce. Cineva mi-a spus din adunare, tot mai apropiat, ce te duci după ele? Lasă că prea să dau vedete, lasă-le acolo. Am văzut că există un dispreț în inimă. Voi știți că ăsta e păcat? E păcat, nu? Și atunci umblăm în păcatul ăsta fără să-l sancționăm deloc? Fără să-l oprim deloc? Că manifestarea asta e o bucurie lăuntrică de rău altuia. Sau Psalmul 31 cu versetul 18 sau 8, cât de acolo spune, că ai vorbit. În momentul acela când disprețuiești, dai drumul la gură și vorbești. Nici n-ai voie să te bucuri de tata și de mama ta, că nu știu ceva nici în inima ta, spune, o, i-am luat, i-s rămas în urmă. N-ai voie. Dar păi să nu mai impuți nici știu ce fapte. Și revin la disprețul între soț și soție. Sara îl numea pe Avram domnul ei. Știți unde? În inimă. Nu mă uitam niciodată, nu i-a spus domnul meu. Dar Petru, ca Sara, care îl numea pe Avram domnul meu, că ea s-o gândea, bărbatul domnul meu, de asemenea, e bătrân, ea s-o gândit. Dar în cugetul ei numea domnul meu. Acasă, soră, pe bărbatul tău, totdeauna îl numești domn? Sau te gândești despre el că... Sau spui ca sora aceea, măi, spunea domn, dar era domn Avram, nu cam eu. Știi, când spui așa, e gata. Există o urmă de dispreț, da? Odată spune Biblia că David venea, aducea chivotul, era împărat, era proroc, era viteaz, era căpetenie, ce vreți era David, om după inima lui Dumnezeu. Așa de tare se bucura că a început să joace în fața chivotului. Și Mical stă așa. Cineva îi făcea un reproș, poate nici nu a chemat-o pe Mical. Băi, tu te bucuri cu slujile, ce nici nevasta pândește fereastră, nu-i corect. Dar oricum Mical stă la geam și l-a disprețuit în inima ei. Și când a venit acasă, i-a spus, ce frumos te mi-ai purtat în fața slujnicilor. Și apoi David îi spune, înaintea Domnului Dumnezeului tău, că meu care a luat împărăția la taic, tu și mi-a dat-o mie, de ce m-am bucurat așa? Dar poate fi un dispreț câteodată neexprimat, chiar la nivel de familie, între bărbați și nevastă. Dumnezeu să ne ajute să ne pocăim. Poate un părinte să-și disprețuiască copilul? Să duce Samuel la Betleem, satul speriat, ce înseamnă venirea? Stați pe pace, să am să aduc o jertfă, mă duc până în casa lui Isai, băiat de băiețe. Vreau să ungur împărat. Eliab, șamă, măi, nu mai e unul, mai am, la voi. Mie mi s-a părut că aici l-a tratat pe David cu un pic de dispreț. Tatăl său chiar, că avea vlășganii ăștia buni de luat la obște, că i-o și luat la război, așa, dar ăla mai mic nu-l mai chem, lasă-l acolo să-mi pas cu oile. Nu de mult mă sună o soră din diaspora, o fată, nu știu cine și-o cunosc. Și îmi spune, frate Dragoș, ai timp să vorbești cu mine? Îmi fac timp, dar ce vrei să-mi spui? Oricum ești ultima persoană cu care vorbesc, când închid telefonul mă sinucid. Eu sunt în Spania, sunt pe autostradă, când am închis telefonul mă arunc în fața unui tir. Băi, fată, stai un pic, măi, stai o leacă să vorbim așa. Ce te duce la asta? Printre altele, motivul principal, disprețul părinților. Noi suntem mai mulți copii acasă. Și la surorile mele le cumpere roche și pantofi cu toc și le împletește și le trimite. Eu îți deoseamă cu ele, îți cenușăreasa. Nu are un pic de afecțiune pentru mine.
Mi-aduc aminte că un păstor cu care eu am lucrat 30 de ani, au avut fete. Și când i s-a născut băiatul, domnule, băiatul era boț de aur. Boț de aur era băiatul. Nu-l împinge, nu-l pune, nu vai de mine, totul el. Și au venit fetele plângând la el, mi-a spus tatăl mie. Zic că, tata, nu uita că ai și fete, noi suntem fetele tale. Ce vină avem noi când ne-am născut fete în casa ta? Nu uita că nu-i numai el și noi suntem tot copiii tăi. Îmi spunea omul, o să mai bătrân ca mine, s-a apropiat de 60 de ani, de 70. Spune, băi, m-am întors și am început a plânge, eu am greșit. Am început să disprețuiesc fetele, să nu le bag în seamă că aveam băiet, un singur băiet în familie. Există disprețul ăsta practicat la nivel de familie și nu-i bun. Dumnezeu să ne ajute să ne pocăim. Sau dacă vreți, luăm versetul ăsta și îl aducem în adunare, să vedem, există dispreț la nivel de adunare? Ceva ce ai prețuit, plângere, Ieremia 1:8, Ierusalimul cel prețuit, acum îl disprețuim. Și am observat, plângerul Ieremia 1:8, parcă am spus, și am observat eu că există un dispreț pentru slujbe și slujitor. Știți care a fost păcatul celor din Nazaret? Când a venit Domnul Iisus, toți îi sorbeau cuvintele de pe buze, erau foarte... La urmă l-a scos să-l arunce în râpă, de pe sprânceana muntelui. Și a început să spună, dar nu-i el băiatul lui Iosif, frații lui, nu-s cu noi. Eu am predicat odată și am spus că sunt obiceiuri și bune și rele, dar toate obiceiurile au pericolul lipsei de respect. E un pericol în obicei. Eu când m-am dus la armată, la Timișoara, într-o unitate mare de 2000 de militari, m-a luat deoparte un colonel, cel mai înalt grad, care avea Academia Militară, secția Comando, făcută în Moscova. Și el m-a luat la el, la birou, să-i fac curățenie. Domnule, făceam curățenie, făceam lemne, că știam să fac lemne, făceam cizme, le măturam. Știți cum e în armată, cine i-a făcut armată? În armată n-ai voie decât spui să trăiți, am înțeles. Atât. Îmi dădea câte un ordin, să trăiți, am înțeles. Mă întorceam, oare ce-au vrut ăștia să spună, că n-am înțeles nici. Dar n-aveai voie să spui că n-ai înțeles. Și eu, domnule, o săptămână, două, numai drept, să trăiți, să trăiți, să trăiți, colonel. În vremea lui Ceaușescu. Dar după ce ei m-am obișnuit, el spune, băi, camarade, băi, de unde ești tu? De la Suceava, așa, mai ai frat, tatu, ce mai maică. Am început să ne împrietenim. După ce ne-am împrietenit, vorbeam mai detașat cu el. Și îi spuneam, toarși colonel, hai, dați-mi și mitră, hai, toarși colonel, hai, toarși, îl luăm așa, toarși colonel. El tot colonel era, tot de la Moscova a venit. Dar ne-am fost obișnuit. Am observat eu că obișnuința are un sâmbure din lipsă de respect. Că ne obișnuim cu adunarea și nu o mai respectăm. Mestecăm gumă, lipim guma, plasca unii, e ceva obișnuit, da? Ne-am obișnuit cu prorociile. Predicatorii se obișnuiesc cu predica, recitatorii cu poezia. Și facem din rutină, facem din obișnuință și asta nu este bine, fraților. Nu este bine. Pentru că ne-am obișnuit cu slujitorii noștri care ne slujesc de ani de zile, începem să nu mai prețuim slujba lor. Într-o adunare, frații au pus pe cineva prezbiter. Știu foarte bine cazul. Și după ce l-au pus prezbiter, el s-a ridicat și a spus, fraților, trebuie să ne pocăim. El, omul ăsta e mai mare ca mine și el are spre 70 de ani. Ar trebui să o mai lăsăm, și-a spus, cu astea, cu astea, că nu-i pocăință așa. Și altul îi spune, bă, dar de când te-ai pocăit așa de tare, măi? Doar noi am fost într-o clasă, noi am bătut mingea pe imaș amândoi, știi cât am făcut noi amândoi și deodată te văd sfânt. Și el îi spune, măi, am fost într-o clasă, dar pe mine Domnul m-a pus slujitor și trebuie să mă respect. Hai, bă, lasă cu respectul ăsta. Îl disprețuia numai pentru că îl cunoștea bine. Ne-am obișnuit cu păstorii, cu proroci, cu cântăreții, cu slujitori și nu ne mai impresionează slujba lor. Mai degrabă un pic de dispreț. Și cei din Nazaret l-au disprețuit pe Mântuitorul
că îl cunoșteau, băiatul lui Iosif. Poate a făcut curățări în atelier, poate s-a jucat pe uliță împreună și acum el vine și ne învață. Ajung slujbe și slujitori în adunări să fie disprețuiți. Și Domnul spunea, niciun proroc nu-i mai puțin prețuit decât în patria lui. Să ne păzească Dumnezeu. Mai este un dispreț pe criteriu de vârstă. Pavel îi spunea lui Timotei, nimeni să nu-ți disprețuiască tinețea. Eu vin dintr-o adunare în care noi nu am fost promovați. Foarte mulți bătrâni. La noi în jurul amvonului erau peste 30 de bătrâni trecuți de 70 de ani. Cu aia nu mișca în adunare în front. Când cineva a venit cu o idee, zic că frate, hai să mai promovăm și tineri, tineri înfiind cu 4-5 copii căsătoriți. Așa. Și când au pus vreo doi frați mai tineri, un bătrân, eu îl văd acolo sta, și a spus, fraților, se împlinește cuvântul din Isaia, femeile și copiii conduc poporul Domnului. Ați văzut cum s-a împlinit prorocia? Dar tânărul ăsta era însurat, avea copii mari. E acum noi promovăm. Îi promovăm poate prea mult și mulțumim Domnului că avem tineri foarte buni. Noi avem în adunare un tineret foarte, foarte bun și pocăit, plin de Duhul Sfânt. Participă la slujbe cu daruri duhovnicești. Aproape că nu avem nebotizați cu Duhul Sfânt, care iese prin clasa 8-a, gata, intră în stăruință. Dar există criteriul ăsta și mai există un criteriu de vârstă când disprețuim de acum pe cei bătrâni. E adevărat, e adevărat, e adevărat că unii, vorbeam azi cu tine, cu Matale, pierd noțiunea timpului. Și-mi povestea fratele Benu Cibu, îl cunoașteți? Că avea o întâlnire la Alba Iulie cu tinerii. Întâmplare, au făcut că a venit și fratele Simionuc. Acum, să nu-l pui pe Simionuc la predică, era un afront, domnule, să ai evanghelistul României. Dacă îl pui, îți trecă programul. Că el are predici lungi. Și tot o cumpănitul fratele Beni îmi povestea mie și am spus, măi, frate, prastidere, avem predicatori invitat, dar Domnul a făcut să fie și fratele Simionuc cu noi. O să-i dăm în deschidere un cuvânt, de însă nu mai are puterea de altă dată să stea în picioare, dar câteva cuvinte, un salut. Iasă Simionuc dă din cap și o zic, nu puteți voi sta pe scaun cât pot eu predica. Și eu anihilat atât introducerea lui Beni. Măi, acum e adevărat, și unii bătrâni nu-și cunosc timpul și locul. La noi a venit un frate, 70 și ceva de ani, păstor principal, și i-am spus, fratele meu, recomandarea mea, eu sunt tânăr, ar trebui să te retragi din păstor principal. Ai niște frați foarte buni pe lângă tine. El se uită, spune, eu, Dragoș, Trump are 77 și mai candidează odată. Conduc America, băi, nu adunarea. Măi, frate, două ore am vorbit cu el să încerc să lămuresc, că nu pot să-i spui la un bătrân că e bătrân, să lămuresc că e mai înțelept pentru el să retragă. Odată a venit un băiat acasă la mine și spune, frate, Dragoș, te rog ca pe, retrage-l pe tata. Avea 80 și ceva de ani, nu ce da în vonul, uscă face gafi când e rușine nouă, acasă îl certăm și el spune, vedeți voi de treabă, știi cât de greu l-am zis. Dar nu-i bun nici disprețul, nici aia bătrâni să-i disprețuiască pe cei tineri în adunare, nici tinerii să nu-i disprețuiască, că au și ei meritul lor. Și hai mai degrabă să ne prețuim unul pe altul, Doamne ajută-ne la asta. Și mai există un dispreț pe criterii de încredințări. Din Romani 14:3. Băi, cine mănâncă să nu disprețuiască? Avem atâtea încredințări în Biblie și în practica noastră există principii și încredințări. Principiile sunt legile lui Dumnezeu pe care nu le negociază cu niciun păstor, cu niciun comitet. Nu spune, hai să hotărâm dacă e păcat. E păcat. Dar avem multe încredințări. Marele probleme în adunare sunt de la încredințări, nu de la principii. Eu vin dintr-o adunare mare, mult mai mare ca asta, în care dacă ai fi cântat din frunză, din nuc, erai pus deoparte. Niciun fel de instrument în adunare, niciun fel de instrument.
Și mai sunt în Bucovina biserici pentecostale unde nu se cântă cu niciun fel de, nici tonul la cor. Aveam cor mare și n-ai ieșea dirijorul, cam așa, dacă eu nimerea. N-ave voie, nu era voie. Ei, când am încercat să punem tineri să facem o orchestră, nu vă spun ce se întâmplă acolo, și cu câtă înțelepciune de la Dumnezeu, și așa suntem foarte restrictivi la cântare. La melodii, la ritmuri, la mesaj, la... nu mai spun cum e la noi. Dar avem frații bătrâni care ne-au spus, băi, dacă vouă v-am lăsat totul, v-am înlesnit să cântați din instrumente, apoi nu ne-a surzis, băi, cu tobi și cu astea, că nu vă lăsăm. Și de dragul păcii am cedat la unele încredințări ale lor. Dar nu-i bine să disprețuiești un om pentru încredințarea care o are el. Tu mai degrabă veghează să nu fii tu o pricină de poticnire. Pavel rezolvă problema încredințărilor magistral și spune așa, încredințarea care o ai, păstrează pentru tine. Marea problemă că eu vreau încredințarea mea să o fac lege pentru tine. Și acolo apar probleme în adunare. Domnul să ne dea înțelepciune. Am spus că predic puțin, da? Ați ținut minte din predica mea ceva, că disprețul e un păcat? Indiferent că îl practicați voi așa subtil prin familie, sau în adunare, față de slujitori și slujbe, față de vârstele care slujesc în adunare, față de încredințări, disprețul rămâne păcat. Și mai am un gând. Ce faci când ești disprețuit? Ce faci? Psalmul 119, parcă versetul cât 22, spunea acolo. Sunt disprețuit, dar păzesc învățăturile tale. Rămâi la Scriptură, egal cine te disprețuiește și pentru ce, rămâi omule la învățătura Scripturii. Tot 119 cu 141, nu uit poruncile tale, nu le uit. Oricât ai fi disprețuit și oricare ar fi batjocoritori, tu rămâi în Scriptură, rămâi în poruncile Domnului și mai mângâi-te cu un fapt. Există un precedent despre care se spunea disprețuit și părăsit de oameni. Înainte de a fi tu disprețuit, a fost el. Apostolii, voi puși în cinste, spune 2 Corinteni, noi disprețuiți. Dacă apostolii au fost disprețuit și s-au spus lucruri rele de ei și neadevărate, dacă Hristos a fost disprețuit, nu îți pierde cumpătul că de tine unii aruncă disprețul. Există precedent, dar până la urmă disprețuiți ăștia pocăiți vor ajunge în cer. Dumnezeu să ne păzească, să nu disprețuim pe nimeni, și să ne portăm ca niște oameni pocăiți când suntem disprețuiți. Amin.